ajuns la o înțelegere să achiziționăm 4 sau 5 din aceste complexe mobile, echipamente mobile de rentgen și mamografie, care vor avea posibilitatea să meargă prin localitățile Republicii Moldova, pentru că nu întotdeauna oamenii sunt pregătiți să vină în centrele raionale să facă aceste investigații. Vom încerca să ne apropiem noi de oameni. Astfel, încă o dată, spunând că profilaxia este foarte importantă și eu cred că va fi un proiect de succes. Intenționăm în primele 2 luni ale anului viitor deja aceste echipamente să fie în Republica Moldova.